Salutare prieteni, eu sunt Adrian și vă urez bun venit la un nou episod de Survival Challenge pe harta Calnlands. Începem cu o priveliște așa de dimineață spre lacul nostru. Bine, lacul nu este chiar al nostru, lacul spre care avem noi vedere. Da, frumos oricum. Și o să ne ocupăm de ferma noastră. În episodul trecut ați văzut că am făcut baloți pe terenul cu numărul 36. Am cosit iarba, am făcut baloții, trebuie să îi strângem și să găsim o modalitate să îi înfoliem la un moment dat. Dar în momentul de față, decât o să îi strângem, fiindcă n-avem încotro, asta este, trebuie să eliberăm terenul să putem să arăm. Da, asta trebuie să facem. Ca să facem lucrul ăsta, mai trebuie să mai modificăm câteva lucruri. În primul și în primul rând, o să trebuiască să tai eu acest copac și să dărâm de aici stupul, da, primul rând. Și pur și simplu să creăm parcele. Hai să ne punem pe treabă. La animale momentan nu avem ce să muncim. Găini avem și câteva ouă, mâncare mai iau. La oițe momentan este totul în regulă, urmează să se mulțească, oricum momentan nu prea mai au loc unde, dar probabil că o să le vindem pe acestea 15 la un moment dat, da? Ok, la văcuțe momentan le ținem, nu avem încotro, o să le vindem pe cele de carne, dar mai târziu. La sere, apă avem, nu avem ce să mai facem. Bun, hai să facem în primul și în primul rând ce am spus. În primul și în primul rând tăiem acest copac ca să putem să intrăm aici pe teren. Da? Vani, o să mutăm stupul. Asta este, n-avem încotro. Ok. Și pe acesta. Și aici am nevoie un pic mai mult, de mai mult teren. Ok, hai să-l curățăm de crenci, asta dacă vrea și el, până la urma urmei, nu e obligatoriu. Ok, e bine, hai să mutăm de aici, îl tăiem și pe acesta, oricum arată un pic cam rău. Hai să-l tăiem și pe acesta, nu o să tai prea mulți, decât că vreau ca să încrez aici un alt drum. De fapt, îmi trebuie un drum către terenul cu numărul 36. Da, și vreau să fie cât mai lat cu putință, ca să avem loc, să nu mai trebuiască să facem tot felul de manevre ciudate, dar nu o să-i tai, nu o să tai toți copacii, fiindcă mai avem nevoie de ei. Da, dar decât un pic. E, uite ceva de genul. Haideți să luăm și pe acesta de aici și îl lăsăm, uitați, chiar aici. Avem loc în momentul de față să facem un drum. Puteam să-l mai tăiem și pe acesta, dar cred că Haide să-l tăiem și pe acesta că e mai bine. Știți, ați văzut, da? Am mai plantat, a picat în râpă. Hei, unde te duci? Unde te duci? Hei, stai aici. Ați văzut și în episoadele trecute, am plantat copaci, deci oricum dacă este nevoie putem să facem și lucrul acela. L-am făcut odată, probabil, și mai mult ca sigur o să-l mai facem și altă dată, dar momentan vreau ca să-mi fac aici terenurile. Bun, haideți să mutăm stupul. Avem de treabă, nu avem încotro. Asta este. Ok, intrăm pe construcție. Hai să îl vindem momentan. Da, și creăm altul. Acesta era. Sincer, aș vrea să fie undeva mai ferit. Undeva mai ferit, unde să nu ne mai deranjeze atât de mult. Parcă nu l-aș pune nici în râpă, dar aici am putea să-l punem. Ia să-l punem noi cu fața. Punem mai mulți. Ia să vedem ce opțiune avem. 19.000, 12.500. Acesta de 19.000 ar fi cel mai bun. Ia, haideți momentan să-l lăsăm așa.
Ok. Haideți să luăm tractorul, să luăm John Deere-ul, să luăm remorca de baloți cu autoloading și o să ne apucăm să încărcăm baloții. Acum să vedem exact unde îi punem și pe aceștia, fără să mai blocăm nimic. Nu am mai făcut stupul, fiindcă o să vând ce mai am pe aici, ce mai am producție din producția proprie și poate reușim să facem un stup din acela mare. Da, acesta este scopul. Bun, haideți să luăm John Deere-ul, să luăm remorca și să mergem să strângem baloții de pe teren. Să vedem unde îi punem. Cred că o să-i punem acolo jos. Cred că o să-i punem acolo jos, că nu o să ne încurce cu absolut nimic. Și mai târziu, dacă avem nevoie, la fel, putem să-i mutăm. Sau, ia uitați, putem să-i punem chiar lângă adăpostul de văcuțe. Și acolo ar merge. Da, da, până una alta. Haideți să mergem noi să-i adunăm de acolo, că am nevoie de acces la teren. Am nevoie să fie terenul eliberat complet, ca să putem să ne amenajăm drumurile și pe urmă să ne amenajăm și terenul. Ia, hai să-l luăm de aici, fiindcă o să umplem remorca și pe urmă o să ne vină foarte greu să urcăm această coastă. Așa că luăm din partea aceasta, înainte de toate, și urcăm pe măsură ce umplem către cealaltă parte. Da. Momentan profit și eu de faptul că am autoloading pe remorcă. Ok, hai că e bine. Hai că mai avem un pic. Nu avem nici foarte mulți baloți. Sunt vreo 48 de baloți am făcut. Așa că cam două remorci din acestea. Da, deci cam două remorci din acestea și rezolvăm repede problema. Bun. Prima treabă a rezolvat. Acum urmează partea cea mai urâtă dintre toate, și anume partea cu aratul. Da? Avem acolo lugul. Trebuie să și arăm. Lucru care nu este chiar grozav. Asta este, nu avem ce să facem. Dar ca să arem, trebuie să facem câteva lucruri. Și anume, în primul și în primul rând, trebuie să ne luăm noi greutatea pe față. Chiar dacă are decât 900 de kilograme, e destul de bună, fiindcă se va mai echilibra un pic tractorul. Și acum putem să luăm plugul și pe partea din spate. Da? Acum cum vreți. Eu prefer mai repede să mai fac încă o mică modificare la plug. Și anume, haideți să mergem noi, intrăm pe configurare și avem 6 metri sau 9 metri. Eu prefer la 9 metri, fiindcă o să terminăm mai repede, abia nu vă chinui nici pe voi și nu mă chinui nici pe mine. Ok, haideți să mergem la terenul nostru. Întâi arăm tot terenul și de-abia după aceea o să facem drumurile. De ce anume vreau ca să arăm tot terenul? Ca să pot să cumpăr informațiile despre sol, despre tot terenul. Da? Despre asta este vorba, ca să știu exact cum îmi fac parcele. Aici avem noi un dâmp și o să trebuiască să luăm măsuri. Mergem frumos pe amenajare, mergem frumos pe înmuiere. Da? Și a dispărut. Ok, hai să ne punem pe treabă. Desfacem plugul. N-ar trebui să întârziem prea mult, fiindcă este destul de lat plugul nostru. Trebuie să fac eu o mică modificare. Oricum nu pot să mă duc până
până aproape de ceilalți copaci, fiindcă o să trebuiască să îmi las spațiu pentru un drum. Da, am lăsat plugul în jos, am activat crearea de parcele și haide să-i dăm drumul că avem de arat. Întâi o să facem conturul la teren și de-abia după aceea intrăm pe restul terenului, da? Deci întâi conturul și de-abia după aceea și restul. Știu că sunt cam la limită cu crearea de parcele, da? Pe principiu că merg exact pe limita terenului, dar oricum aici o să vină drum. O să fie jumătate pe terenul meu, jumătate pe terenul vecinului, asta este, n-am ce să-i fac, îi luăm mai mult cu japca, practic.
Suntem la ultima brazdă de arat, da? Și terminăm terenul. Acum cred că o să ne mai rămână așa o mică bucățică din câte văd eu. Nu o să putem să o... E cam la limit. Da, exact. O să trebuiască să ne întoarcem după ea, dar o să facem așa pe bucăți. Uite, ne ducem un pic mai în față și pe urmă o să ne întoarcem să facem bucățica aceea, că n-are rost să ne întoarcem până la capăt, pe urmă. Ok, hai să ne întoarcem pentru bucățica care ne-a rămas. Da, mai avem decât aici un pic. De terminat la arat. Ok, din nou actorul nostru a rămas fără motorină, sau cel puțin rămâne fără motorină. O să trebuiască să ne ocupăm de el, dar bine, asta după ce terminăm aici de arat, fiindcă nu ne putem opri în mijlocul lucrării, trebuie să terminăm, da, într-un fel sau altul. Hai că mai avem decât un pic și pe urmă o să ne apucăm să trasăm terenurile. Dar o să trebuiască să mă dau eu jos frumos din tractor, să fiu sigur că nu mai consumă motorină, fiindcă tare mi-e frică că o să rămân fără. Ok, prima, da, nu-i bine lăsat aici. Hai să îl mutăm un pic. Mutăm un pic mai în față. Da, avem câteva lucruri de corectat. Și în primul rând, ia să vedem aici, e un pic cam ciudățel terenul nostru. Bucățica aceea e chiar bucățica care am rezolvat-o noi. Ok, hai să facem așa. Intrăm pe amenajare, intrăm pe ridicare, coborâre. Ia să vedem. Ok. Numeam un pic. E bine. Îi dăm acolo, intrăm frumos cu plugul, nu este o problemă. Mai avem undeva de modificat. Exact aici. Exact aici mai avem de modificat. O să trebuiască să coborâm noi, de fapt să muiem un pic partea aceasta, fiindcă în momentul în care o să intrăm cu tractorul ne doare cap. Face ceva sau nu prea face nimic? Sincer, eu nu prea îl văd să facă nimic. Da, vedem. Hai să arăm acolo bucățica aceea. Ia să facem noi o mică chestie. Vedem dacă funcționează. Poate că, sincer, cred că o să funcționeze. E, uite, mai avem și acolo bucățică mică de... Ah, nu vrea. Ok, asta este. Hai să ridicăm. Hai să îl desfacem. Ia să vedem cum facem noi ca să arăm aici această bucățică fără să distrugem prea mult tors. Cred că mai trebuie un pic în spate. Cam asta este. Ok. Ia să vedem. Uite, acolo mai avem o mică bucățică. Gata. Acum e bine. Ok, hai să mutăm de aici tractorul momentan. Vai, să trebuie neapărat să mergem să îi punem motorină. Dar mă dau jos din el ca să nu consumăm și altă și mai multă. Uite că tot a rămas acolo un pic. E, pe bune, chiar nu vrea așa de nicio culoare. Da, că acum i-am dat cu nivelare. La fel, aceeași chestie. Hai să mai facem o dată. Ok, hai că acum e bine. Acum trebuie să fie bine. Mai bine de atât nu avem cum.
Hai să-l parcăm aici, sper să nu ia la vale. Dar vedem. Bun, ia să vedem cine mai intră la SH. Ok, alte lucruri interesante pentru care nu avem bani. Deci, n-are rost să ne batem capul. Hai să intrăm frumos pe terenul nostru. Intrăm frumos pe agricultură de precizie. Asta dacă ne lasă și agricultura noastră de precizie să umblăm pe terenul nostru, că sincer nu știu de ce nu ne lasă. Ok, după salvare, ieșire din joc, intrare din nou, putem să cumpărăm informațiile despre sol. Hai să vedem cât ne-ar costa. 6475 de euro, număr de mostre 74 de euro. Număr de mostre 74 de bucăți, asta ne costă 3700 de euro. Costuri furnizor de servicii, așa e că dacă închiriem noi oameni, asta este, nu avem utilajul, asta este, deci în total 6475 de euro. Hai să vedem din ce este compus solul nostru. Avem trei tipuri de sol: argilă sedimentată, argilă și argilă nisipoasă. Argila și argila nisipoasă sunt ok. Argila sedimentată nu este chiar ok. pH, trebuie să umblăm și la pH, trebuie să împrăștiem var și o să ne trebuiască. Azot, la fel, trebuie să împrăștiem azot. Ok, hai să vedem o treabă. Deci undeva pe aici, bucata aceasta de teren trebuie să o scoatem noi. Deci trebuie să o facem oarecum. Ia să vedem noi cam pe unde ar trebui să ne luăm un reper ca să... Vreau să scot bucata aceea de pământ nerentabil. Ia, hai să vedem. Argilă sedimentat. A, de aici încolo pleacă. Deci bucata aceasta aș vrea să o scot de teren, să pun cu totul altceva. Nu este chiar foarte multă, sincer nu prea cred că are rost să mă complic, e ceva de genul, da, n-are rost. Ok, hai să facem așa, hai să trasăm în primul și în primul rând drumurile, intrăm frumos pe construcție, amenajare, vopsire, noroi animale, nu, noroi ne poziționăm pe noroi și în primul și în primul rând o să avem noi un drum care vine în continuarea acestuia. Ok, trebuie să-l trasăm până jos pe acesta, chiar dacă ne lovim de copaci o să-i ocolim frumușel sau probabil că o să mai tăiem din ei. Da, nu e asta o problemă. Ideea în sine, avem nevoie să intrăm cu orice tip de încărcătură am avea. O să fie o adevărată aventură să mergi pe acest drum, sincer. Da, e bucata aceasta va fi destul de abruptă și o să fie o problemă și la urcare și la coborâre. Ia hai să vedem. Aici mai trebuie un pic lățit. Ok. Aici. Dacă tăiem noi acest copac, se supără cineva? Nu prea cred. Nu cred că se supără nimeni, sincer. Ia să vedem. E posibil să fi intrat pe un teren vecin, dar asta este. Ok. Acum a doua parte. Partea în care trasăm tot terenul de la un capăt la celălalt. Fiindcă voi avea nevoie să intru pe acest teren din nou cu orice tip de încărcătură.
din cauza aceasta este destul de lat drumul meu, dar pe de altă parte oricum este exact pe răzor și nu ar trebui să avem probleme din punctul ăsta de vedere. Ok, ia, hai să continuăm. Sunt foarte concentrat. Mă simt precum Pablo Picasso în momentul de față. Bineînțeles, diferență mare de talent. Da, așa mă simt eu în momentul actual, la cât pictez aici și la câtă concentrare dedic acestui lucru. Ok. E, acolo nu vreau să intru chiar așa de mult. Da, asta este. Uite, aici putem să facem noi ca un refugiu, știu, nu prea este terenul meu, dar asta este riscul meseriei. Așa, ceva de genul. Ia să mai mărim noi aici un pic. Bucata aceasta. Fiindcă este cam îngust aici. Ok. Ia, hai să mai vedem. Da, știu că e cam lat, dar asta este. Trebuie să intru cu absolut orice. Aici, ia să vedem, suntem pe terenul nostru. Nu prea, dar asta este. Aici nu putem să-l tăiem, să-l facem să dispară. Ia să vedem. Nu mă interesează să-l vând pentru bani, stați liniștiți, decât vreau ca să-l fac să dispară. Gata. Acesta îl păstrăm sau la fel îl... Hai să scăpăm și de acesta. Același lucru, știu, mă înjurați că iarăși tai copaci, dar asta este. Pe aceștia doi, pe aceștia îi tai pentru bani, mai ales că sunt la mine pe teren în momentul de față. Ok, unul. Hai să îl curățăm. Îl punem lângă ceilalți, da. Așa. Unul este gata. Ups. Să-l punem lângă ceilalți. Ok, hai să îl rezolvăm și pe al doilea. Ba, zis, o să fie o problemă coborâtul și mai ales urcatul, o să fie o problemă la această pantă, dar vedem. Vedem cum ne descurcăm. Și avem și câțiva copaci pe care cred că ar fi bine să îi vindem. Bun, prima parte am rezolvat. Hai să ne continuăm a doua parte de vopsit și anume aici. Aici este problema cea mai mare. Pe partea aceasta o să las cât pot de mult terenul, da, fiindcă nu mă interesează în mod expres. Vreau
cum să zic, să am ieșire în partea aceasta. Ia, hai să vedem. Ups. Gata, ceva de genul. Hai să-i dăm până la capăt. Ok. Deci și aici l-am rezolvat. Hai să vedem. Unde sunt eu? Ceva de genul. Ia, hai să scoatem totuși bucata aceea. Am putea să scoatem bucata aceea sau îl mărim pe acesta și îl facem de aici, de unde începe panta. Ia. Nu vă gândiți, nu am un plan anume, nu mă interesează în mod expres să iasă vreun teren mai mare, vreunul mai mic, ci pur și simplu mă interesează să scap de terenurile mari. Vreau ca să le mai micșorez un pic. De aici o să facem noi în următor. Acolo o să dărâmăm stupul, da? O să-l mutăm de acolo. Iar aici o să facem noi frumușel un drum care să ocolească această stâncă, da? Și o să coborăm în jos cu el, cu drumul, da? Că vani, trebuie să împărțim terenul. Și ceva de genul cred că o să iasă. Problema este să vedem cât de mare îl facem. Fiindcă vreau să scot aici să îmi iasă vreo 4 terenuri. Nu vreau mai multe, nu vreau mai puține, pur și simplu 4 terenuri. Hai să vedem dacă ne ies acele 4 care le vreau eu. Total unecă mâna în jos. Ia să vedem. Aici putem să dăm până la capăt. Mai modificăm dacă e cazul, nu este aceasta o problemă. Fiindcă avem plug, da? Ok, prima parte am rezolvat-o. Hai să continuăm aici. Deci bucata aceasta de teren. De aici încolo. O scoatem la drum. Da? Iar de aici aș vrea să le împart pe jumătate. Acum, care o fi jumătatea? Ceva de genul, cred că este. Oricum le vom mai modifica mai târziu. În momentul în care o să mă apuc să construiesc pe terenurile noastre, o să le mai modificăm. Ia să vedem ce a ieșit. E cât de cât e ok. Ia, hai să mai modificăm ceva. Intrăm pe amenajare, vopsire. La fel. Hai să facem noi colțurile rotunde ca să putem să luăm și curbele cu remorci, fără să distrugem nimic, că știți că eu joc cu distrugerea de recoltă activat. E ceva de gen. Asta vreau eu. Ok, hai să facem și pe aceste bucăți. E destul de bine. Nu extraordinar, dar destul de bine. Ok, mai avem aici și asta este tot. Gata. Acestea sunt terenurile. Aici nu mă interesează în mod expres. Cam astea ar fi terenurile. Cum au ieșit? Nu extraordinare, dar destul de bine. Ok. Păi acum știți ce urmează, nu? Fiindcă este luna aprilie, o să trebuiască să împrăștiem var.
dar sincer nu prea mai avem bani de var, așa că să luăm noi frumușel John Deere-ul, să mergem la magazin să... De fapt trebuie să mergem la Peco să-i mai punem niște motorină și o să luăm remorca să vindem ce mai avem pe acolo, miere, salată, tot ce avem, da? Și sau putem să luăm chiar Mahindra să ducem lucrurile acestea, că oricum trebuie să mergem să umplem. Putem să facem amândouă lucruri, putem să mergem și cu Mahindra, putem să mergem și cu John Deere-ul, fiindcă dacă cumpărăm saci de var, n-ar trebui să fie o problemă. Nu știu ce mai am eu acolo, cred că mai am totuși niște var, dar ne uităm imediat. Băi, uite, mai am eu un plug de vânzare. Da, mai am un plug de vânzare. Ia, hai să vedem. Mai încasăm niște bonus și de la el. 4873, sau putem să-l vindem direct la magazin acum când vom merge. Hai să luăm remorca, hai să încărcăm. Oricum trebuie să fac un drum până la magazin cu John Deere-ul, fiindcă nu mai am motorină. Asta este principal motiv pentru care vreau să ajung cu el la magazin, și anume la Peco. Că nu mai am motorină și e problemă mare. O să ne mai trebuiască niște fân, din câte observ eu, la... cum îi spune? Pardon. La văcuțe. Da? O să ne mai trebuiască niște fân la văcuțe, că nu mai au fân. Da? Și... mergem să le aducem și niște fân. Da, ignorați faptul că l-am pus cu mâna. Da, asta este. Hai să încărcăm mierea, salata, n-avem mare lucru, din câte se poate vedea, dar un pic de miere, cu un pic de salată, cu un pic de plug, strângem bani de var, da? Că mai ne trebuie var, nu ne ajunge varul care îl avem, pentru cât mai terenul avem, o să mai vindem probabil lemne. Știți că mai avem acolo niște lemne, copaci pe care i-am tăiat ca să facem drumurile și toate cele. Cred că o să le vindem și pe acelea ca să ne ajungă banii pentru var. Ia să vedem. Ok, 1000 de litri de salată cu 988 de litri de miere. Hai că strângem acolo de o ciorbă de cartofi. Nu știu ce mai luăm de plug. Pe plug, ăla-i. Bun, haideți că aproape am ajuns la magazin. Mergem întâi să vindem salata și cu mierea și de-abia după aceea mergem să vindem plugul, să-l reparăm, să-l revopsim, să-l vindem. Problema este că este deja ora 12 și 26 de minute. Asta înseamnă că trebuie să ne mișcăm repede, fiindcă altfel nu ne mai rămâne destul timp de semănat. Gândiți-vă, dacă nu mă apucam de iarbă în martie și m-aș fi apucat în aprilie. Da, deci nu aveam absolut nici o șansă să termin. Hai să vindem ce avem aici, salata și cu mierea. Ok. Clasă 1440 de euro. E destul de bine. Se putea și mai bine de atât, dar în condițiile actuale este ok. Hai să vedem dacă reușim să... nu prea. Încercat și eu. Vedeți voi, așa e când ești... Ups. Când ești leneș și ți-e silă să mai faci un lucru, te apuci să intri cu plugul pus de alatul, da, pe o intrare destul de îngustă. Olu. Ne jucăm un pic cu remorca, nu vă speriați. Ok, hai să reparăm. Hai să-l revopsim și îl vindem. 5912 euro. Ok, suntem bine în momentul de față. Bun. Hai să întoarcem aici remorca și să mai cumpărăm niște saci de var. N-ar mai trebui. Mai mult îl ia pe sus tractorul nostru remorca. Da, mai mult o duce târâș decât o împinge. Ok, hai să luăm niște var, că v-am zis, oricum nu ne ajunge varul pe care îl avem în momentul de față la
Noi la fermă intrăm pe saci mari. Granulated lime. Ok, hai să luăm câți luăm. 6, 7, 8. O luăm 8. Ok, hai să luăm pe toți 8. Asta înseamnă 16.000 de litri de var. Ce mai avem? Ar trebui să ne ajungă. Ok, i-am încărcat varul. Hai să lăsăm un pic acolo remorca, că n-are rost să ne plimbăm cu ea după noi. Haideți să alimentăm tractorul. Gata, avem rezervorul plin de motorină. Hai să luăm remorcuța. Ce rău e încărcată. Hai să luăm remorca și să mergem pe terenul nostru să ne apucăm, să ne punem pe treabă, fiindcă avem de împrăștiat o grămadă de var, asta ca să fie terenul gata pentru semănat. Hai că m-am dus eu un pic cam mult și deja l-am speriat pe prietenul nostru cu cea mașinuță albastră. Nu-i spun marca că le fac publicitate gratis de parcă ar avea nevoie, dar în sfârșit. Da, hai să mergem să împrăștiem var. O să mergem. De fapt și de drept am ajuns eu la fermă cu remorca, dar o să o ducem acolo pe teren, fiindcă acolo o să avem nevoie de ea. Am greșit un pic, trebuia să o ducă exact în mijlocul terenului. Dar o ducem acolo, nu e o problemă. O ducem acolo și acolo o vom lăsa. Ia să vedem cum ne descurcăm aici. E ok, e chiar bine, noroc că este drumul destul de lat și putem să facem noi. Haide. Da, e un pic cam mult exces de zel, s-ar părea, din partea mea. Ok, bine, și chestia că este destul de rău încărcată remorca. Hai să mergem să aducem mașința de împrăștiat var și ne punem pe treabă. Ok, hai să mutăm Mahindra, că nu avem loc. Nu avem loc de Mahindra, asta este problema. Trebuie să și reparăm remorca de împrăștiat var, da, fiindcă este destul de uzată, că am luat-o de la SH, da? Înseamnă că are o uzură totuși destul de bunicică. Așa că o reparăm, reparăm și John Deere-ul cu ocazia aceasta. Ok, hai să le reparăm pe amândouă și pe urmă mergem să ne punem pe treabă. E un pic cam departe. Ok, hai să dăm noi cutia mai aproape. Cutia cu scule. Ok. Și greutatea 1 euro. Reparație și la greutate. N-am văzut așa. Bun, hai să mergem să ne punem pe treabă. Hai să încărcăm mașința. Și avem așa. Lăsăm, nu știu ce vrea să fie, deschidem și ușița pe spate, ca să era deschisă și am închis-o. Ok, hai că uite, acum o deschidem, da. Am dezechilibrat remorca în momentul în care am încărcat, din cauza aceasta picăia într-o parte în poziția aceea ciudățică. Ok, ia să vedem. Pornește sau nu pornește mașința noastră? Dacă nu pornește, mai trebuie să mai modificăm câte ceva. Și mai avem ceva de modificat. Uite, gata. Acum funcționează și mașința noastră. Hai să ne punem pe treabă, să împrăștiem var. Ce este ciudat este faptul că acolo unde este drumul, ne cere și acolo var. Dar îi dăm și acolo să scăpăm de bucata aceea galbenă. I wanna know your dark side.
I wanna know your secrets. I wanna be your lifeline. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Tell me you're more than just a highlight. Pretty pictures on the outside. I hate to stare at you through these lights. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Oh, oh. This ain't love, no, no. This ain't love, no, no. This is artificial. Și gata, am terminat de împrăștiat varul pe noile terenuri. Da, a fost o zi productivă, am creat terenurile, de fapt le-am arat, le-am creat, am împrăștiat var. Rămâne ca în episodul următor să semănăm, da, și o să semănăm mai mult ca sigur. Pe două terenuri o să punem soia, fiindcă am nevoie de bani, ori să avem pentru găinile noastre, momentan, avem acolo cele două terenuri și ar trebui să ne ajungă orzul care ne este, să vedem exact unde o să-l depozităm, dar probabil că la fel ca data trecută o să-l punem undeva pe jos și o să-l încărcăm cu front loader când vom avea nevoie, da? Și o să punem un teren cu ovăz, probabil acesta, iar celelalte două terenuri o să le punem cu soia și să vedem al patrulea teren exact cu ce o să-l semănăm, dar asta vedem în episodul următor, probabil că tot ors. Dacă avem timp, punem ors. Dacă nu, ne rămâne, o să punem soia. Ia să vedem noi. Porumbul va mai avea o lună, dar oricum nu ne ajută cu absolut nimic. Sorg. Ar merge și sorc, da, hai că ne hotărâm,
în episodul următor. Cam atât pentru acest episod. Nu uitați like, subscribe și share și ne vedem în episodul următor. Eu mă duc să duc utilajele la fermă și mă pregătesc pentru semănat. O zi frumoasă să aveți, pa, pa!